Bună seara. Da, am spus-o și mai devreme, un meci dificil, cu o echipă foarte bună, echipa după locul 2, o echipă care, din punct de vedere ofensiv, e cea mai bună, după părerea mea, și au creat situații de gol. E adevărat că ne-am creat și noi ceva oportunități de a marca, chiar și o ocazie mare pe final cu Patriche. În schimb, e totuși o înfrângere care ne doare, e normal, e a doua înfrângere. Nu e puțin adevărat că am jucat și cu cele mai bune echipe din campionat, CFR și Steaua, dar nu trebuie să ne ascundem în spatele acestui fapt. Trebuie să mergem în următoarele jocuri, două deplasări grele, și să scoatem și puncte la Botoșan și la Sepsi. A fost dificilă comunicarea cu Ilie Boinaru, s-a văzut asta în pregătirea jocului? Da, eu am ținut legătura tot timpul cu el. Încă de ieri, astăzi, aproape toată dimineața am vorbit cu el, de fapt până aproape de începerea jocului, și am stabilit împreună strategia jocului. E adevărat că ne-a lipsit atât nouă cât și jucătorilor, dar jucătorii cred că știau ce au de făcut, pentru că el a fost până alaltăieri la pregătirea jocului și n-am făcut ceva diferit la acest joc față de alte jocuri. Am suferit astăzi puțin la tranziția negativă, de fapt puțin mai mult, de asta s-au și creat ceva mai multe oportunități și ocazii de gol, cei de la FCSB, pentru că încă o dată mă repet, sunt jucători foarte tehnici, foarte iuți, jucători cu un entuziasm, jucători care au un obiectiv de a câștiga campionatul, și asta s-a văzut astăzi în teren. A fost îmbucurător și pentru noi că am avut o posesie destul de bună, în special prima repriză, dar am păcătuit în momentul pierderii mingii pe tranziția negativă. Mulțumesc. Cerere.